Cum ar trebui să trec eu cu 4 trailere de așa curbă? Și credeți-mă că este posibil. Mamă, cum e aici. O iau puțin mai încet, nici nu știu dacă e bine. Și trebuie să facem asta. Mamă, dar uitați-vă cât de strâmtă e. O, de șarpile, cum face? Salut tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod. De această dată am revenit pe Eurotrack Simulator 2, pe drumul morții. Acum, pe bune, drumul morții extrem. Nu mai suntem în România, suntem pe un drum mega, mega extrem și ciudat. O să vedeți exact la ce mă refer, pentru că uitați-vă prin ce o să trecem. Deci uitați-vă doar pe hartă câte curbe sunt și uitați-vă cum se prezintă harta. Deci harta asta este extrem de ciudată, este efectiv ca după războiul războaielor, ca după apocalipsa apocalipselor, deci treci prin toate stagiile unei apocalipse pe această hartă, deci efectiv tsunami, toate nebunile, mutații de munte, e toate efectiv tot la ce te poți gândi prin care poți să treci cu un vehicul, pe harta asta poți trece, deci e insane rău de tot, haideți să dăm tare rău de tot să nu mai stăm la discuții. O să mergem așa turată cu ea pentru că avem nevoie în principal de primele viteze. Nu avem nevoie de foarte multe viteze, avem nevoie în principal de primele viteze. Și o să vedeți imediat și de ce. Pentru că e foarte... What? Mașină de poliție românească. Bine, mașină de poliție românească pe o hartă internațională. Deci nu suntem în România, nu este hartă făcută de un român. Este o hartă foarte folosită ca să, efectiv, să vezi cât de bine te descurci cu camioanele. Pentru că aici, hai să, am uitat să vă zic, avem 4 trailere în spate. 4 trailere în spate. Și uitați-vă cum e drumul ăsta. Deci, ce prăpastie avem, ce nebunie avem. Deci e mega impossible drumul ăsta. O să vedem dacă ne descurcăm sau nu. Eu, unul, nu mă descurc foarte bine la treaba cu trailerul să nu-l lovesc, așa că probabil o să fie destul de dificil pentru mine. Dar rămâne de văzut ce o să se întâmple. Nu uitați, guys, dați-vă acolo pe butonul de like să faci noi cât de like-ul la acest clip, dacă vreți să mai postăm clipuri din această hartă, pentru că harta asta este foarte imensă. Cât o să ne jucăm în acest clip, o să ne jucăm, cred că vreo 5% maxim din harta asta. Deci este o hartă imensă și dacă aș vrea să o termin pe un live, cred că aș avea nevoie de, nu știu, peste 6 ore, nu știu, deci e foarte mare. Și nu uitați, guys, dacă vreți să vi se fază când apare următorul episod sau live din această hartă, să dați acolo pe butonul de subscribe și pe clopoțel. Mama, a devenit nașpa acum, uitați-vă ce curbă avem în față. Faci. Deci, trebuie să o luăm foarte așa. Dai, 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 dai. Mamă, mamă, deci trebuie să iau foarte din avans așa. Trebuie să iau foarte așa la margine, pentru că uitați-vă câte trailere avem și cred că oricum o să fie de ajuns. Cred că n-arată bine situația. Hai să-i dăm tare. Poate scăpăm dacă-i dăm tare. Poate scăpăm dacă-i dăm tare. Hopa. Ah, shit. Prima încercare eșuat. Cum ar trebui să trec eu cu 4 trailere de așa curbă? Și credeți-mă că este posibil, pentru că cineva a făcut asta. Dar eu nu știu cum. A doua și ultima încercare pentru curba asta, pentru că m-am dus să schimb și vitezele și dacă nu-mi iese, deja știu că e foarte grea curba asta și pentru mine cred că chiar e grea. Oh my god, oh my god, oh my god. Hai că, hai că, poate, poate. Cred că am luat-o bine de data asta. Am șanse. Oameni, la mustață, o să fie la mustață. Ha, ola. Nu, no, nu-i bine. Stop. Mamă, mamă, poate mă duc cu totul. Doamne, uitați-vă cum m-am prins data asta. Bă, și arăta așa de bine. N-avem ce face decât să apelăm la unealta magică și bam, ne-am mutat acum cu tot șarpele pe aici. Și totul e ok acum. Mă, uite ce, cum e aici de întuit. Holy! Mamă, cum a derapat. Mamă, cum e aici. O iau puțin mai încet, nici nu știu dacă e bine. Uitați-vă cât de inclinat e. Mamă. Aici nu se respectă legile fizicii. Credeți-mă că nu așa lucrează gravitația. Deci nu așa funcționează gravitația. Hai că pe aici suntem bine. Aolo, iar o cârbă de asta. Mamă, stai că așteptăm fiantână. Așteptăm să treacă mai întâi ăștia. Au pus semnele de avarie pentru că intrasem pe sensul lor. Dar acum, uite, am dat de pe sensul lor. Hai să vină ăștia să treacă. Deci curba asta fac pariu cu eu, hai. O iau din prima. Hai, frate. O luăm așa. Cu cât mai așa. Asta mi-a ieșit, mă. Uite, vedeți acolo în oglindă?
Mi-a ieșit asta, normal, când ai mai mult spațiu, poți, frate. Dar aia era prea de tot. Arată imposibil, dar totuși gândiți-vă că unii oameni chiar au reușit. Cu trailerele pe care le am eu, au reușit să ia curba aia. Ideea e că greul încă nu a început, guys. Atâta pot să zic. Deci greul încă nu a început. Abia acum o să înceapă, pentru că urmează o chestie super, super interesantă. Mamă. Ce e aici, mă? Pe unde trebuie să iau? Pe aici? Iau așa. Cred că e bine. Mamă. Sau nu cred că am luat-o bine. Shit. Cam nașpa să prezintă situația. O, l-am rămas blocat. Ha, uelă. Am rămas blocat. Nu e problemă. Nu e problemă, de data asta ne băgăm YOLO. Am rămas blocați. Nu e problemă, de data asta ne ducem YOLO. Deci pe bune, drumul ăsta ziceți voi că nu chiar ăsta chiar e drumul al morții, frate. Deci e oribil. Ia uite, bam. Gata, mă, când te duci tare. O, uite șarpile, cum face? Mamă, ești nebun. Tugudum, tugudum. Urmează o curbă destul de strâmbă și trebuie să fiu atent cum o iau. Ok. Uite că e și de asta semnalizată cu nebunii. Că sigur voiam să iau pe la dreapta, nu voiam să iau prin stânga. Ok, pot să iau prin astea? Sper că da. Da, pot. Ok. Așa. Așa. Bine rău de tot. Te rog, spune-mi că toate trailerele o să treacă cu mine acum. Asta vreau să știu. Am reușit, mi-a reușit. Iar acum, ghici ce se întâmplă. Păi nimic, adică văd că aparent e o problemă la drum și nu ne lasă nimic încolo. Și trebuie să facem asta. Hai să analizăm puțin situația. Avem o prăpastie destul de mică. Vedem că cineva nu a trecut cu bine. Ideea e că drumul nu prea merge să luăm așa frumos pe lângă, că e bolovanul ăsta aici. Și de-aia există drumul ăsta. Prima încercare, hai. Dă-i. Mamă. Mama mia. Ne oprim aici? Facem o mică oprire? Doamne, iartă-mă. Uitați-vă cum e. Și avem noroc că m-am pus poziționat bine. Și toate trailerele sunt poziționate bine din câte se pare. Ia să ne uităm în spate dacă e totul ok. Băi, e cam la mustață în spate. Mamă, e chiar la mustață, ești nebun aici în spate. Uai, lele. Uitați-vă cum e. Hai că merge. Am pornit-o. Ok, trebuie să mă uit din poziția asta. E singura șansă. N-ai cum de la bord să faci asta. Deci e aproape imposibil. Poate o să încercăm într-un live sau episod ceva, dar uitați-vă. Poate o să încercăm în al doilea episod. Deci v-am zis, peste 2000 de like-uri dacă vreți să mai facem episoade pe această hartă. Harta asta este drumul morții. Deci harta asta este drumul morții. Nu ce am făcut eu pe harta României. Asta e, frate, uitați-vă ce e aici, ești nebun. Uitați-vă unde suntem poziționat, aulă. Mamă, frate. Mamă, dar uitați-vă cât de strâmtă e. Și cât de mică e drumul ăsta. Mamă. Trebuie să am grijă și când ajung la destinație. Uite că acum am ajuns, cred că. Am ajuns. Uite, să ținem tot înainte. Da, și apărind chiar o să ținem tot înainte, pe drumul ăsta. Bam. Bam. Hai că e bine. Bam. Oh, nu, nu e bine. Oh, nu, nu e bine. Că o să ne dăm puțin mai în spate, aparent. N-ar trebui să ne afecteze foarte mult. Așa, alunecăm cam mult, dar nu-i problemă. Suntem așa într-o parte. Și am trecut. A trecut?
De ce nu mai merge? Băgăm mâna întâi. Ce s-a întâmplat? Au, nu, ne-am lovit de copac. Era de așteptat asta, nu? Taci că merge. Bine! Am reușit! Am reușit! Și cred că aici s-a terminat stage-ul ăla. Asta este cum ar veni drumul între stage-uri, între levele, știi? Și de-aia e așa de ușor, uite. E un drum normal cum ar veni. Acum puteți să vedeți prin ce am trecut și cum e drumul ăsta. E bătaie de joc, gen. Guys, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați acolo pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți episoade din această hartă. Să facem peste 2000 de like-uri la acest clip. Să spuneți în secțiunea de comentarii ce părere aveți de harta asta. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare.